treci aici, uite de aici. Hai treci aici. Ce se iarăși aici? Iarăși este aici, dă-te mai încolo, că ești prea aproape. Nu, un pui de la patroană, n-am bani, patroană. De care pui, patroană? Ia jumătate. Dar tu de care pui, de foame? Ia niște salam, uite, am 11 lei, patroană. Nu mănânc niciun salam. Stai, vino cu acea, nu. Nu mănânc salam. Nu, pui nu mănânci, că mâncăm acasă, pastrama. Dar nu mănânc nimic. Hai, vino cu acea, patroană. Nu mănânc. Ba vreau nimic. Eu, vreau eu. Mâncăm acasă, n-auzi că mâncăm acasă. Hai atunci, patroană, dă-i. Ce ai făcut? Au, au, patroană. Băi, patron, aveam și eu 11 lei, am vrut să-ți iau de mâncare. De ce ai fugit? Rău, dar unii dintre oameni chiar sunt țărani, bă, prieteni de la țară. A venit în parcare cu muzica la maxim, muzica populară. Țăranul, toți țăranii. Uite o mașină acolo, a lăsat mașina cu muzica la maxim, dar nu știu cum a mers. Înseamnă că are pe direct pus... Pe pornită mașină. Nu știu, ai lăsat așa în parcare cu muzica la maxim. E pornită, are motorină la gâlet. Prieteni, suntem tot cu patroana seara, ne? Luăm alimentele. Ne-a cumpărat murături alimente, că a avut patroana un cart de la pensie. Zi, patroana, ce ai luat? Am luat pentru murături ce mai trebuie, am luat făină de mămăligă, am luat ulei. Da? Da. Am luat sfecă roșie, lămâi, de care îmi trebuie mie să mănânc. Dar că nu mai avem. Ai luat și tu 3 lămâi. 4. 4 lămâi ai luat, 4. Da. Te uite. Foarte bine. Patroană, râmbești și stă și conducă pe ursul? Nu, da. Dacă zice stai în jos, se gândește unde să mai ursul. Mergem. Zi. Dă-i la dreapta, că am uitat. Vei acolo mă duc, nu vezi ăla nuntă asta. Mamă. Că de-aia am zis, sau că știam cu patroana, zice în altă parte și mă încurc între voi. Și nu mai știu la care să ascult. Vezi, patroana, unde e bine, măci? La Severin. La Severin, nu-s patroana. Mergem. Bătaie. Mergem, patroana. Bă, ursule, dar nu-mi place cum stă scaunul ăsta cu mine, stă prea pe spate. Păi nu l-am dat eu așa, s-a dat el, dar cine a dat cine? Fie urcat aici. Patroană, da. Vorbește patroană, că e vlogul tău. Mamă, sunt supărată că n-am ușile făcute, dacă plec eu undeva de acasă, lasă că sunt eu. Casa de spune. Păi lasă, patroană, că nu mai pleci. Că sunt eu, păzesc eu casa, du-te liniștită. Păi cu cine, Jofel? Ha. Păi cu cine pleacă mâine? Unde mâine? Păi mâine, la... pleacă păi mâine la... Da? La... melodii. Știi că patronul oriunde mergeam mă întreba cu o zi, două, trei înainte? Da. Venea la mine în cameră, intra peste mine și zicea să tu treaba, te arău verdeara. Da. La tine nu, ai luat planul, gata, merge mâine. Dar nu cred că mergeam mâine, că... Păi nici eu nu cred că merge mâine. Pe 23 mergeam. Nici eu nu cred că merge mâine. Eu pe 24 ziua mea. Taxă de urgență 1.700.000 pe zi. Dacă vrei să mergi. Mi-am luat varză de sarmale, am văzut și nu era. Păi ne-ai luat varză să punem. Să-mi fac sarmale. Dar el albinuță, el în altă parte. Lasă-vă, patronă, că ai mâncat și ieri sarmale. Ai? Ai mâncat și ieri sarmale. Și să nu fac la ziua mea sarmale. Am mâncat și ieri sarmale. Păi cât e ziua ta? Scuză-mă, eu m-am uitat de ziua ta. Când e ziua ta? Cheamă-mi fani. Hai, cheamă-i. Ce-ți iei? Păi n-ai mâncare deloc. Păi, cumperi și tu până atunci, patronă. Păi iei banii pe 22, 23, iei banii. Da, acum mămăligă mare și bag ouă în tigăie și gata. Patroană, ascultă-mă. Da. Hai cu lăutarii cu muzica să luăm o amânare. Luăm o amânare, patroană. Mă asculți? Și plecăm, da, la București pe 22, 23. Da. Pe 22 plecăm la București atunci. Și nu mai plecăm pe mine, că n-avem bani. Pe 24 ziua mea, o facem la Gristor. Nu, lasă la Gristor, că venim până atunci. Dar problema e... Noi cum merge, n-avem bani, n-avem nimic. Eu nu pot să mă bazez pe tine, patroană. Eu trebuie să am banii mei, mă bazez pe mine. Ai înțeles, patroană? Ai înțeles? Pe Aura Beef. Lasă că o sun pe Aura Beef, dar problema e că... adică eu trebuie să o sun și pe Adelina, să mergem și la Adelina, patroană, dacă mergem la București. Ai? Că Adelina stă lângă studio acolo. Păi să vină să facem studio.
Păi vine și Adelina? Da. Păi pui să cânte pe Adelina? Da. Sau Adelina să vină să joace, da, să danseze cu noi, să joace. Care costum i-am dat costum. Să joace în clip, da. Păi bune. Să mai găsați gaura, bif, două feci. O avem pe Adelina și pe cine să mai avem? Mai pe una. Două fete, mai trebuie, acolo la ei facem. Păi zi, patrona, atunci. Cheamă da. Fetele, că sunt fetele care vin, care se uită la noi. Păi da, la Aura. Fetele care știu să danseze pe apa de măcelar, să veniți la clip, la București filmăm clipul, la Nichi aia. Zi, da, patrona. La Aura Bif, acolo. La Aura Bif? E și tate una, ce să mai luăm? E Adelina. Păi da, vezi? Suntem destul. Nu mă băga în soare, ca să-mi bată soarele, nu dai mie în spate. Dacă vrei, luăm pe Pana cu noi. Că Pana știe să joacă. Nu știu dacă merg. Uitați-i pe unde ai dat-o. Era să stau cu Barosana, îmi venea bani. N-a fost în stare Anca să fie aici, patroană. Zici cine? Zici. Anca trebuia să stă patroană la stația pe cu care am făcut-o. Păi da, dar lui Anca nu i-a convenit că... Nu-i convenea să aleargă să muncească, să doarmă în cameră. Povestește la lume ca să știe ce făcea Anca când avea stația pe cu. Nu mai venea și lua cu porbagașul, găini, ceapă. Stai din gură, că aude copilul ei ursul și să supără. Găini, ceapă, toate astea. Da? Da. Și cum e patronul? Da. Da, patrona. Da, să mă mama, am muncit o viață întreagă, am zis că nu mai bubam. Și uite, mă încurc aici cu varza, am zis să iau și varză. Să lapăt grija de pe mine, că mă duc la București și nu mai stau acasă. Păi da, patrona, dar era avocatul ăla, varză. Da. Știi? De la Pitești. El chema varză. Oh, Doamne, era un avocat varză, da. Îl chema patrona. Varză. Nu știu dacă mai trăiește, mama. Da, avocatul meu, domnul Cătălin Pagubă. O, avocatul tău? Da, a Pagubă. Fost avocatul meu numai. Bă, Pagubă e de acolo. Salut, domnul Pagubă. Da. Era prietenul nostru. Era? Uite, am dat... Este uite, prieten stâlpii de corele, am dat pe 50 de ani. Ia uita stâlpii de corele. Da. Pe 50 de ani în construcție, trebuie să le iau înapoi. Vedeți, aici era pecolul patrona. Mă, mamă, dacă a vândut ăsta, nu trebuie să iau ăstea stâlpii înapoi în pământul. Păi da, spune. Trebuie să le iau înapoi ăsta. Ia stâlpul patrona, hai, luăm acasă. Stâlpii de curent, că a ținut tatăl, a oprit calea ferată când a băgat curent. Da, patrona, a luat aprobări tatăl de la... La București. I-a oprit calea ferată, ușor, nu se revine mașină. Ce te gândești? Prieteni, mi-am luat alți ochelari. Îmi stă bine cu ei. Ia dați-mi în taste, scrieți-mi acolo mesaje și spuneți-mi dacă îmi stă bine cu ochelarii ăștia. Zi, patron. Avea capa, oblicalea, pe rat. Dar nu știu că ce dușman, sunteți dușman pe mine. Băi, patrona, suntem dușman pe cine? Păi da, și eu mănânc banii cu voi, nu le mănânc cu mine. Că nu mi-am luat haină de pere, nu mi-am luat cizme, nu mi-am luat nimic. Patrona, hai să spunem adevărul că suntem dușman pe tine. Hai! Noi nu suntem de poți, tăi patronul, că noi nu suntem dușman pe tine. Tu te-ai obișnuit cu neamurile tale. Din cauza asta ne întreb dacă suntem dușman pe tine. Deci, patrona... 300 de tile, 350 de tile de cartă. Prea multă luare, dar lasă, patrona, tu nu noi suntem locomoți când găsim ceva. Patrona, dar tu nu realizezi. Tu nu realizezi că eu nu mi-a trebuit, nu-mi trebuie galben, nu-mi trebuie nimic, doar să stau lângă tine, mie îmi plac. Convine să trăiești, patroană, cu riscul că nu mai dai niciun ban, niciun galben. Mă, risică unde e, nu mai se vede. Risică că s-a dus să vândă barză pentru vânători. Cred că s-a dus să vândă barză. Nu-i mai face complimente că nu te aude. Ce? Patrona, zi orice altceva să vezi că te aud. Zi, patrona. Uite, zi de exemplu... De nepoți ei, zic. Da. Nu mai zici, te rog frumos, nu mai vorbi. Dacă îi zici vreau să stau cu tine acasă, asta nu mai există. Uite, lumea lua porci, auzi. Nici o treabă. Da. A luat lumea porci. Prieteni, eu anul ăsta nu mai mănânc porc.
Vă spun de acum, am 20 de porci la cazane băgate, topite, știți? Că am luat 20 de porci de Paști. Nu mai mă interesează. Am carne de porc, eu nu mai mănânc, n-am mâncat deloc când ei. Am mâncat oaie. Oaie am mâncat. Porc, mi-a spart telefon. Am mâncat oaie, patronă. A, patronă, și oaia aia facem un grătar cât timp nu punem... Nu mai mănânc oaie, că mi-a fost rău, mă doare busta. Dar timp cât punem murăturile, nu merge? Punem murături, mâncăm murături, mămăligă. Facem mămăligă și... O să ne mai ajungi și pe mine să pun murăturile. Nu punem multe, doar butoi punem mare, sau două butoi. Un butoi, unul punem de varză. Când ai porci să faci sarmale. Lasă-mă cu varza, pun varză roșie, eu două butoaie și pui și tu să faci sarmale. Îți rămâne destulă varză dacă ai luat 300 de kg. Dar nu luai mărar să miroasă frumos varză. Am luat mărar praf, patron. De care praf mărar sau de care? Sau trebuia să iau mărar de la frunze? Da, trebuia irian din piață. Trebuia frunze, irian. Chiar trebuia irian, prieten. Prieten, vă spun eu, i-arăt eu lui patrona cum se face, fără irian, fără nimic. Nu mai zice patrona că știe, lăsați-mă pe mine să-l fac de sărat din asta. Noi făceai cu Dana la pipera. Da. Ne mâncam zama fără oțel, fără nimic. De fapt, patrona zama. Topești țaramură sarea? Păi de ce? Sarea se topește, ia și acolo. Eu puneam netopit. Păi și netopită ce are? Nu-i tot aia? Nu-i tot aia. Câte linguri dă la o găleată de aia? La o găleată de 10 tine, n-avem nici găleată ca parto. Da? O lingură cu 10 linguri. 10 linguri de sare? Da, par găleată. Trebuie găleată să cumpără. Auzi, să-i cumpăr și găleată, mă, prietene. Mă, prietene, pe bune, patrona vrea să-i cumpăr și găleată. Ia de tot. Mamă, să mănânci măligă și murători, ce mai vrei? Îmi lăsă gura apă de murători. Bă, patroană, tu ești prea de gurmand. Știi ce înseamnă gurmandă? Ești gurmand. Când vezi mâncarea, patroană, ți se face foame. Vrea să scot din găleată, acum să mănânc? Nu mai scoți din găleată, gata, că n-am cerut, eu n-ai scos. Uite, asta stă aici, la școală, la șapte pe Alex. Cine? Muzata ta. Păi și nu trebuie să stea, că ce face toată ziua, ca prieten? Să stea după copii, să-i ducă la școală, să-i aducă. N-are niciun serviciu altceva. Păi eu da. Nu mi-am mai dus azi că am rămas fără mașină. Păi de cum ai rămas cu mașina la pe? Am fost până la OMV și mașina nu indică. Și? Ai rămas fără benzină? Pe drum, da. Păi pe unde pe drum? Și cum ai dus-o până la OMV? Păi n-am mai dus-o până la OMV. Da, unde? Am parcat-o, am închis-o și am venit acasă. Unde e parcat-o? În intersecție, frumos. Da? Am crezut că ai lăsat la OMV, da. Nu, păi n-am ajuns până la OMV. Da? Nu indică, păi uite așa cum am băgat în ea și tot zero. Mâine nașă sorul ta cu nună pe țigan. Care sora mea? Patronul nu-mi spune mie de petreceri de astea că nu mă duc. Nu mă duc, eu nu mă distrez cu țigani. Da, dar eu nu mă distrez cu țigani. Eu mă distrez cu românii. Patronul ăsta e adevărul. Eu mă distrez, patronul, la bambuțea, la boa, la asta. Nu știți voi ce înseamnă aia. La anul drumețului. Vrei să mergi tu cu mine, patron, la anul drumețului? Lasă că nu mai duc nici unde. Alin m-a dus peste tot, la vapor, la pește, la raci, colo, m-a dus Alin. Și nașul meu, Marius de la Giurgiu, nu te-a dus? Mă duc la Marius acolo să mâncăm pește la vapor. Păi nu te-a dus nașul meu peste da, tot? Da, ne-a dus, ne-a dus. Că te-a dus Alin, dar nașul a fost cu banii. Sănătate, bagă nu. Da, uite, bă, stă la parte. Tăi răzbinise și el, până, unde? Uite, bă, stă la parte. Da, chiar, mă, stă și el la parte. Telefon. Al cui e telefonul? Al lui Anca? Chiamă-l încoa. Chiamă-l. Să luăm o mașină și pe el până în curte. Hai, Leule! Hai în mașină până în curte! Leu! Hai în mașină până în curte! Hai, nu am mașină, că mergem în curte. Hai, mă. Hai, da, bă, bă, hai, da, hai, da, hai, da. Hai în curte, hai mă. Hai în curte, bă. Hai, urcă în mașină.
Hai, da. Hai în curte, hai. Hai, uite. Hai, urcă-te în mașină. Urcă-te în mașină ca să mergi în curte cu noi, hai. În curte aici, hai. Îl luăm și pe el, pe Leuțu, prieten. Hai, mami, urcă-n hai. Mașină acum ca să-l primăm și pe el până în curte. Am luat șofer. Am luat șofer pe ursul, da. Am zis să te luăm și pe tine, să te primăm până în curte. Mă, mamă, ce ai mâncat, ta, tu și ești, de ce nu ți-ai luat geapa? Când te-a temat să mergi cu noi, de ce n-ai mers? Ce ai mâncat tu? Pe unde ați fost? Acolo. La Penny, de luarăm pe cardul unde am bani. Gata, Leonardo, simte-te plimbat. Gata, Leonardo. Ce taci la telefon? Leonardo, te-am plimbat destul. Tati, nu mai merge taci, s-a blocat. Îl facem. Bă, da, telefonul ăla cu e. Aoleu, doamne. Patronă. Au, patronă. Poți să-ți dai jos? Poți? Serios? E frig, bă. E frig? Patrona? Ce-am luat patrona? Uite ce-am luat. Ia uitați la patrona ce-am luat, mă, prieteni. Am mai cumpărat murături. Care murături am cumpărat patrona? Am cumpărat și noi 2 kg de murături. Pe asta nici n-a venit aici. N-a venit, mă, prieteni. Da? Păi lasă robinetul, că nu punem mâna asta. N-ai mai mici bidoane. Păi nu punem, punem mâna ăla pentru mine, de tăia la porți. Dar sunt bidoane mai mici, să duce ursul și le luăm de jos. Băi, leule, hai cărăm, cărăm astea. Pot. Poți sau nu? Pot. Oh, iau astea. Nu știu eu ce să iau. Cred că le iau eu. Ce? Ce? Da. Da. Ce am mâncat? De unde ai pus aici? A, gata, a luat o pisică de acum. De ce pus? Ia, pune-o acolo înapoi, că o mănânc și așa. E, o mănânc și așa. Păi cine a pus asta? Asta după pisic. Care pisică? Uite, ce făcuș. Vezi ce făcuș? Băi, patron, am mâncat pisica unde am pus-o la, la rece? Păi da. Să-ți iau cuțitul. Mănânci după pisică, așa stai. Mănânc după pisică, patron, așa-mi trebuie. Că eu, eu iubesc pisicile, bă, prieteni, și mănânc după ele. Dacă am mâncat o pisică, uitați, a fost în apă. A fost în apă și cum a dat-o afară pisica? Păi cum a dat-o pisica afară? Eu știu ce-ai făcut. Ce-am făcut eu, patron? Mă pune acolo, patron. Mă, tace, mănânci după pisică. Mănânc eu după pisică, că tot șoarele mănânc. Păi da, pisica, pisica, dar tot șoarele mănâncă. Bă, patron. Păi e bună, n-am mâncat pisica de ea. Dar de ce ai scos-o? Ca să o mănânc. Da, am scos-o. Ia, ia uitați. Aruncat. Op, op, cad! Bă, patron, cad. Băi, patronă, ce faci, mă, patronă? Nu băgulem oala. Nu, nu băga, nu băga acolo, că o bași tu. Tu nu-mi strigi mie treaba mea, da? Mi-e foame. Nu, nu-mi strigi mie treaba mea. Mi-o fac ca lumea, nu o fac acolo în oală. Patronă, nu facem în oală acolo să-ți bași jurul. Fac eu puțin aici. Bă, patronă, eu și fă-o toată, că nu mai mănânc atunci. Gata, mi-ai stricat. Pe ursul să pună. Hai, mi-ai stricat toată treaba, nu mai mă interesează nimic. Hai, pe mine nu mai mă interesează nimic. Ai înțeles? O pune în oală, ia, distruge pastrama mea. Mă, leule, ești tu, mă. Mă, leule, car și tu? Mamă, Doamne, ce cu minte copilul ăsta. Ia să punem
Ia pune. Mă, doamne, milionul de leu.